Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați de o tânără de 24 de ani despre faptul că în perioada aprilie-iulie a fost înșelată cu suma de 24.100 de lei. Oamenii legii au constatat că în urma unei discuții purtate cu persoane necunoscute care s-au prezentat în mediul online ca fiind tămăduitoare, tânăra de 24 de ani ar fi fost indusă în eroare cu respectiva sumă de bani, în schimbul promisiunii de a-i aduce persoana iubită înapoi. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, tânăra ar fi acceptat condițiile impuse și ar fi transferat în repetate rânduri sume de bani, reprezentând contravaloarea unor așa numite ritualuri. În continuare, polițiștii efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. Polițiștii maramureșeni atrag atenția că persoanele benevole, cunoscute pe internet, care pretind că pot să vă rezolve diferite probleme în urma unor sume de bani, nu sunt de încredere. Fiți vigilenți, nu acceptați cu ușurință să trimiteți bani acestor persoane. Când aveți probleme emoționale sau de suflet, apelați la specialiști, cum ar fi un psiholog sau un duhovnic.